clasele sociale erau foarte bine structurate. Așa cum erau la Moscova, erau și la Tbilisi. Și cum existau niște scamatori de ăștia locali, niște baronași pe acolo, niște băieți cu bani și așa mai departe. Iar unii dintre ei, ca și în Europa, ca și în România, au început să-și facă studiile, școlile și toate cele mândrele la Paris. De acolo, evident, ca și în România, s-au întors cu diverse științe de, diverse, mă rog, științe de carte, apucături, obiceiuri. Băiatul ăsta la el... Care se numește cultură. Nu, da, nu, nu, ne... Ca să vii cu cultură mult de zis. Cu niște apucături, da, mai degrabă. Cu niște lucruri așa punctuale, ne mai luăm joben, da, mâncăm cu mâna, știi? Da. Ceva de genul ăsta. În sfârșit, el, printre apucăturile astea, a început, a avut ambiția să unifice în Georgia după moda franțuzească. Cu filtrare, cu în sfârșit cu sulfitare, cu maturare în baric și așa mai departe. El a făcut cupajul ăsta din astea două soiuri pentru că, luate individual, ambele soiuri se completează. Unul are ceva ce îi lipsește celuilalt. De exemplu, Râca Țitelii are o aromă foarte faină. El fiind ca atare un vin destul de subțirel. Mățăvane este un vin mult mai corporent, dar mult mai reținut în nas. Tocmai de asta Mățăvane vine și în varianta de Gvevri. Pentru că el nu are un nas foarte pregnant, nu prea are ce pierde în vinificarea asta în lut. Dar are o corporență, are o consistență care îl ajută să supraviețuiască cu mare succes lutului și mă rog, condițiilor de acolo. Ei, și el a făcut acest cupaj țin Andalii care și-a găsit după standardele georgiene DOC-ul. El este destul de cunoscut în Georgia, a fost în vogă mulți ani. Acum, ca și la noi, ca și peste tot, există trendul ăsta de întoarcere la origine. Și, evident, s-a vinificat în paralel și Râca Țitelii, și Mățăvane, și Chisii, toate. Dar acum este mai interesant momentan să le luăm individual. Uite, ăsta este un Vevri. E o poză mică aici. Cum le construiau? Așa cum construiau și olarii noștri, amforele. Numai că aici a dezvoltat niște... în sfârșit niște abilități de a construi vasele astea de mari dimensiuni. Nu era la îndemnă, era o breaslă a celor care făceau aceste vase. Clar. Nu, adică nu era neai Gheorghe din sat care știa el să facă vevri. Era un neai Gheorghe la vreo două state distanță care știa el să facă și avea 3-4 ucenici, avea un atelier și așa mai departe. Avea și tradiție. Da, clar. Avea, ca și la noi și peste tot, se dătea din tată în fiu. Aproape în aproape. Procesul de fabricație a unui vevri este foarte laborios și destul de riscant. Astăzi, metoda de vinificare în vevri este în patrimoniul UNESCO. Este din 2013, de anul trecut inclusă, făcând parte din patrimoniul intangibil al culturii. De ce? Pentru că este considerată a fi cea mai veche metodă de vinificare din lume și totodată cea mai sustenabilă. Dovadă a supraviețuit niște mii de ani această metodă și în continuare bem vin din metoda aia. Drept pentru care are toate motivele ca ea să fie, să facă parte din patrimoniul universal. Vevriurile astea, fiind de mari dimensiuni, trebuiau să se aplice niște procedee speciale de fabricație. Pentru că lucrez cu lut, lutul se sparge. Da? Și nu era plăcut să spargi un vas de 2 metri. Îl cam pătreabă să acasă dacă venea cu vevriul spart. Deci cât de mari erau astea? De la 100 de litri până la 4.000. Fucking huge. Aha. Da, deci alea de 4.000 de litri aveau gura, sau mă rog, de 4.000, de peste 1.000 de litri. Gura era cam așa de mare și se compara cu scara. Ele, toate vevriurile, sau majoritatea, sunt îngropate. Fie pe albiile râurilor, fie în niște beciuri. Mă rog, ai o cameră și acolo sunt gurile de vevri. Vevriurile sunt în pământ băgate. Da, și tu cobori acolo. Îl speri, îl cureți, îl mai dai cu niște argilă.
Da? Îți fac o comparație penală. Știi poloboacele de la Mini Shows de varză murată? Și alea-s imense. Da, pentru că se consumă sarmale industriale. Da, păi tot așa oamenii coboară în ele cu scara. Da. Deci, că tot scara, se urcă și apoi se coboară. Da, e, ceva de genul ăsta. Așa. Da, mă rog, ăia erau mai orientați spre vin, spre băutură, spre sarma. Da. E, ideea e că procesul de fabricare al unui beverage dura mult timp, luni de zile, ca să faci unul așa cum trebuie. Și asta se păstra din generație în generație, pentru că erau niște lucruri în gospodărie foarte, foarte valoroase. Da, se moșteneau. Și ele se... Da, era berea familiei. Ele se reparau, adică din când în când se spălau strașnic și după aceea se mai dătea cu un strat de argilă. Și se ardeau. În cotură. Da, fiind foarte mari, exista un alt procedeu de ardere. Se făcea foc în interior. Dar exista, se construia acolo un mini furnal, era o chestie, o complicăciune uriașă. Pentru că nu puneai niște lemne pe fundul vasului și de tai foc. Clar. Se construia un fel de cuptor, se făcea undeva focul să fie în centru și de acolo se radieze peste tot. Era, se alimenta pe sus, era complicat rău de tot ca să faci chestia asta, dar se făcea. După care el era tapetat cu un strat de ceară. Ca să nu iasă vinul chiar foarte, foarte mineral. Și după care se punea vinul. La primăvară se curăța ceara, se mai spălea, iar se... Așa, cred că i-a luat vreo două săptămâni să-l aranjeze, sau poate mai mult. Era ocupația principală. Da, nu. Nici cu altceva nu se mai ocupau.